ține Ionuț. Poftim. Mulțumesc. Accesorilor. Hai, Melissa, alege tu! Pe aceasta! Să vedem! Mami! De la mami? Wow. Mami, tu ai două pachete! Două? Una dintre care este pentru Melissa! Oh, super! Hai să vedem care este aceasta, Melissa! Mulțumesc! Hai să vedem! Despachetez chiar acum! Wow! Ce e acolo, Melissa? Ceva roz! Halat? Este lat, așa? E frumos, Melissa! Da, sirenă punei! Mai departe... Ce, mai este ceva acolo? Da... Ce e ăsta? Să mergi cu portmoneul la baie! Ui! Moge! Mai de noale verdane? Pentru cap! Pe cap! Coroniță! Ce halat moale și călduros! Wow! Chiar seamănă cu o sirenă! Perfect! Și acum alege Mircea! Pe care? Pe aceasta! Melissa! De la Melissa? Melissa la fel are două pachete! Dorio, privește ce fel de Among Us am găsit! De pluș! Toți avem pijamale, dar Mihaela nu, nu știu pe care să o aleg de aici. Acesta este destinat pentru trei copii. Matei, Mihaela și Mircea. Wow, ce îmi place mie, cubicul! Cubicul da, și de este pentru mine! Melissa, ce curaj pentru ea și-a cumpărat! Super! Nu m-am gândit la așa chestie să fac și eu. Nici eu, tati! Ohu, cum l-am amestecat un Matei? Să le rezolv! Așa, pasul 1. Acuș-acuș. Gata! Și mai departe? O haină pentru Mihaela, cred. O vei purta tu, desigur! Desigur, Lucica! Ți ți-a picat? Acum a venit rândul Mihaelei! Să testăm pijamaua pe care a pregătit-o Melissa! Da, Mihaela? Să vedem cât de bine îi stă! Și s-a schimbat Mihaela? Ia privește ce frumoasă! Dar parcă ar vrea să plângă! Ceva nu-i place, mami! Uite, are și năsuc! Și parcă are epoleți? Da, uite ce frumoasă! Doar că nu înțeleg ceva, tate! La vârsta de o lună poți să mergi? Are din ăsta care să nu alunice! Și... țurioarele? Melissa, hai să o ridicăm puțin! Așa! Iată, așa îi place! Nici așa nu-i place! Iată, așa vrea Melissa! Da, da, da! Și asta ce este? Schiul pentru Matei! Este frâna de la... Sanie! Wow, dar ce de mare! Mati, și frână! Maia! Voi! Da, deja v-a folosit Mircea! Dar Mircea nu se dă într-o parte, văd că îi place! Hai, Mircea, pregătește Sania! Ok, dar oare Sania e pentru noroi este? Dacă nu avem zăpadă! Avem doar noroi, ceață! Păcat! Hai, Matei, să o asamblăm! Să vedem cum. Așa ar trebui să fie. Așa, hop. Și acum aceasta. Vălălăm gata. Acum și va fi gata și a doua. Legăm frânghia și mergem să așteptăm zăpadă. Hai, Matei, alege tu. Hai. Hai. Melissa! Melissa! Wow, să iau de făcut prăjituri! Oare pe care să o aleg? Du-du-du-du!
negru sau alb. Pentru mami, lapte condensat, pentru că știu că îi place. În sticlă, așa frumos. La ce psărincă mă mai gândesc? Pentru toti, pentru toate așa ceva. Sper să-i placă. Sau așa. Oare să iau și scoci din asta mare pentru garaj, că s-au terminat toate? Nu știu, nu știu. Păi ce pungă mică, dar este pentru fete, nu iau. Văd, poate iau și ceva aici lui mami. Un ruș pentru buze cu pepene, cu luberiță sau cu căpșuni. Matei, scuze, dar în punga ce era pentru mami, pentru fete. Hai, Matei, să vedem. Ce e asta? Ce mare! Ruș pentru buzele. Ca și la mine. Wow! Da, Matei, te-ai și acolo ce ai, Matei? Tot ruș. Tot ruș. Da. Mai ai ceva acolo, Matei? E ojă, sigur că nu vopsim unghiile lui Matei. Și asta ce? Lapte condensat, pentru că știam că ție-ți place. Așa lapte condensat există? Da. Nu este runda sucurilor. Elastic pentru păr, pentru Matei. Păr? Da, la Matei părul lung. Încă elastice. Vai. Eu știu, Melissa, de ce le-a ales. Le împrumut tot timpul pe ale ei, tate. Wow, și cu ciocolată. Snickers. Vai, Matei, cât de multe ai. Iarăși. Iarăși ojă. Alb. Apă micelară. Da. Nu știu, Matei, nu știu, nu știu. Nici eu nu știu. Iarăși ojă. Așa, am înțeles. Trebuie să vopsesc unghiile mai des. Melissa s-a gândit și mami să fie frumoasă, așa că chiar acum îmi voi vopsi unghiile cu ojă. Un albastru, un bleu deschis. Să încercăm. Wow! E o culoare perfectă. Ta-da! Ce frumusețe! Mulțumesc, Melissa! Tati, rândul tău. Să vedem. Matei, lasă eu singur merg. Eu mi-o place asta. De ce? Cine e acolo? Mami! Oh, tati! Pentru cine mă merez? Stai-ți mă uit. E pentru tine. Super! Oare să iau cauciucuri lui tati? Oh, aici sunt multe. O să aleg ceva. Să văd. Îmi reușește? Sunt grele. Dar stai, că au diferite mărimi. Trebuie să mă interesez să știu sigur de care să iau. Tati, deschide, scoate. Hai! Da. Mami, dar să știi că și tu ai o surpriză. Roșii. Da. Cu tematică de anul nou. S-a combinat perfect. Cu ursul meu și cu puloverul. Și iarăși roșii. Da. Acum se măsură. Mami, eu foarte mult sper să se mirească ce ți-am luat eu. Hai să vedem. Hai, Matei, dacă ai luat-o pe cea asta... Da! Ești! Ia-se, mami! Te așteaptă o surpriză? O surpriză pe care nici eu nu așteptam. Mami mereu spune că hainele ba sunt prea mari, ba sunt prea mici. Ce zici, Matei, să-i luăm, mami, o mașină de căsut? Dorit, am grea. Și nu o ocupă mult. Hai că ne mai gândim. Și hai să vedem. Tati! Ce-i asta, Tati? Chiloți! Poate ne-am înțeles! Și, mami, este la fel cu tematic. Eu intenționam că mi-o luasem cu tematică de anul nou. Nu găseam altceva. Și Matei, văd că deja... Wow! Spate altceva. Ce-i asta? O geacă? Vai, ce frumoasă, faină, verde! Hai să vedem cum e geaca nouă. Trebuie pus-o la poesa, nu?
Într-un nou an, cu geacă nouă! Mami, zic că-ți vine! Eu mă simt perfect în ea, iar voi vedeți și spuneți, e bine sau nu? Bine! Wow, tati, cel mai stilat cadou din acest challenge! Super fain, mie îmi place! Și după culoarea ochilor mei, bleu marin, verzui! Foarte frumos, mulțumesc! Mă duc să testez următorul! Iar acum runda băuturilor care îți provoacă amintiri! Amestecăm! Așa, și ne pregătim să extragem bilețelele! Eu zic să aleagă Mircea! Hai, Mircea! Da? Și Melisa! Melisa! Melisa are două pungi! Pe acesta este fix pentru tine! Vai, cât de mici sunt aceste carnețele! Mă gândesc, poate așa un slime lui Mircea? Vai, câte bomboane, biluțe mici! Și ce e acolo? Sucru Coca-Cola! Cola! Este preferata lui Mircea, într-adevăr! Este preferata lui Mircea? Aceasta este, cred că, pentru mami! A, și mami! Dar o consumă foarte rar, mami, și mai rar deja! Și ca să nu fie sucul... Wow, gigant! Și ce mai e acolo, mă? Wow! Legendă, micuță! Se scrie acolo amintirile. Vai, ce frumos! Mami, micuț! Micuț? Slime? Slime? Slime! E suc? Încă ce? Și o oarecare măsură cu... Și iarăși un ou! Slime este, să ai mai tine slime este bine. Și fiecare aici. Aceasta mami. E la mami. Priviți. Matei era destinat pentru tati. Opa. Dar hai să vedem. Să văd ce e acolo. Tati va fi încântat. De ce? Urmărește sketch-ul. Luăm din astea pentru tati. Țin minte că nu i-au plăcut. Va fi fain! Hai, Matei, scoate! Tati, privește atent și spune! Ce amintire îți provoacă? Pară! Știu! Este sucul meu preferat din copilărie, care se numea înainte Buratino. Așa! De Pinocchio. Corect! Și uite aici, Tati! Și nu știu dacă... Una și mai multe! Wow, ce mare! Chiar am gustat și mă zice dacă într-adevăr seamănă măcar un pic să semene. Dar stai, tati, ca să nu-ți fie amintirea prea dulce, ți-a luat ceva aici interesant. Și mai dulce. Privește atent și spune ce amintire îți trezește. Nu știu, mami, dar e pentru Matei. Matei, ce amintire îți trezește? Tati, doar abonații știu. Iute! Amintește-ți din Austria! Nu se minte! Nu și amintește! Toți își amintesc, dar tati nu! Nu-ți place ție! Nu-ți place! Tati, ele conțin rom! Îți amintești? Noi credeam că e cu cocos! Gustă, tati, și spune! Acum ți-ai amintit? Și acum, tati? Test drive-ul la sticlă! Aduci un paharul. Mirosul. E la fel? Seamănă. Ia să-mi spui și gustul. Este Pinocchio, Buratino. Seamănă foarte mult. Foarte mult seamănă. Și care e mai bun, ăsta sau acela? Acela. Hai că deja știți care este sucul preferat al lui tati Melimi. Iar al tău, ce suc este? Scrie în comentarii, să știu și noi. Da, mie îmi place din pere, din pere. Și acum e rândul Melisei. Hai, Melisa. Acesta. Ce scrie acolo? Tati. De la tati. Așa. Sunt două pachete la mine și unul este destinat pentru Melisa. Dar te rog frumos să-l bei cu ochii închiși. Și să-mi spui ce ți amintește. Ok. Bine. Mi-am amintit ceva. Melisa, ochii închiși și tati. Aici mai multe feluri. Nu ți-am amintit care erau. Pune ce mai gustați. Dar... Wow.
Așa. Acum, Elisa, ține mâna pe sticlă. Aici. Și ține și mirosul. Și bei și-mi spui. Ce este? Ceva acru. Ceva acru? Hai că ești pe aproape. Ceva dulce. Așa. Dar ce? Și ce crezi? Munte! Munte! Asta e! Ceai din acela rece! Da? Da, din acesta! Ok. Și Melissa? Unde? Eram la munte în Brașov, vreo 3 ani în urmă, și atunci când coboram din munte, jos, la poale, ne dădeau câte un ceai rece. Noi am intrat într-un iglu mare. Iglu foarte mare și acolo beam ceai. De ce asta? Se ține minte că acolo am încercat pentru prima dată scaunul din acela cu masaj. Da. Oh, da. Și acolo prima oară ați încercat ochelarii VR. Da. Ți-i minte? Și noi acolo când ne-am băut, ați minte că stăteam pe un pufic. Da, da, și așa. Jos cu ochelarii VR, vedeți? Așa. Și jos, ți-i minte? Da! Și mă știam! Ia să vedem dacă și abonații vor vedea vlogul nostru! Sunt... Este printre primele, voastre vloguri. De pe canal! Ții minte că acolo beam de acesta! Ah, de acesta? Dacă ești curios, intră să vezi vlogul după ce terminăm noi aici challenge-ul! Și mai este ceva acolo! Două ciocolate! Și de care sunt? Neghe! Melissa îi place ciocolata amară, tati. Și tati, a venit rândul tău. Hai să vedem. Ione. Da. Ok. Ce asta? Melissa. Și? Melissa! Melissa! Zâmbetul tău un pic mă deranjează. Pentru tati. Era pentru mine? Da. Tati, uite, ai și ajutor? Să găsesc și ceva pentru câini, nu doar pentru pisici. Oare să iau din ăsta lui Ai? Ce-am găsit aici? Dar toate sunt doar pentru pisici. Așa, tu trebuie să închizi ochii și să-mi zici ce ți amintește. Și Mircea e curios. Ce e acolo, Melissa? Asta. Melissa? Opa! Da. Stop. Da. Iron? Nu. No. Hai, tati, nu trișăm. Ce ți amintește? Ce e asta? Mâncare pentru copii? Da! Închide ochii, Melissa mai are surprize. Era pentru Ionuț. Am înțeles. Am mai găsit aici un pereu. Da. Foarte delicios, tati. Foarte delicios. Hai că ne amintim de vlogurile 24 de ore că mâncam și un Snickers cât capul de mare. O, tati. Mami, hai te rog să alegi. Să aleg două sau una? Una. Mircea! Păcat, mami, că eu ți-am pregătit pentru tine. Să vedem ce e la Mircea. Vai, câte sunt aici. Precis că voi găsi ceva pentru azi. Uite aici, am găsit pește. Oare îi se dă voie lui Ice să mănânce? Nu știu, dar poate o jucărie. Poate un papuc, că îi place foarte mult țăra de papucii noștri. Wow, și o pelerină de ploaie. Wow, are și o glugă în spate. Cred că o luăm. Dar este prea mică, la noi Ice este cu mult mai mare. De fapt este pentru Matei. Dar să-mi spui și tu, de ce ți-amintește? Închide ochii. Să închid ochii? Zici că e destinat pentru Matei și trebuie să-l beau eu. Ce e acolo? Mi-am amintit. Mie! Ți-ți place, Matei, dintr-o ăsta? Matei, dar unde e but, Iesa? Unde e but? Acolo. Păi dacă el o să unde zică, acolo? Eu o să-mi amintesc. Unde acolo, Matei? Spune! Acolo, oameni! Acolo. Și ce făceai tu acolo? De ce la biou? Verde. Stai că zici ceva verde. Așa, stai puțin. Așa e mică, ok. Era frunze. Gata, știu. Frunze. Acre cu frunze.
Matei, la Arsenal Park, era setat. Arsenal Park, da, mami. Și mereu îi plăcea. Și cald și lui îi plăcea anume din ăsta. No, nu ne plăcea, cred că, nu plăcea. Cred că din cauza culorii. Chidiotii! Sunt chidiotii, voi! Chidiotii, voi! Atât de mult îi plac că el mi-a spus cum se numesc. Da, într-adevăr, lui îi plac că ce face mândrăsul foarte mult. Mult îi place. Mie îi place. Da. Mie că ți-i place. Să mănânci tot. Bine, le mâncăm mai târziu. Acum să trecem. Mai avem o pungă. Aceea e deja punga pentru Ionuț, dar... Ionuț doarme. Ionuț doarme. Mami, era pentru tine. Ceai. Din ăsta rece, pe care îl beam noi înainte, când am mici. Ți-ai amintești, mami? Ceai solubil. Da. Deschid chiar acum. Hai să vedem. Da, tati, în runda aceasta ne amintim de copilărie. Cum arată? Miroase, mami. Stai că avem aici expertul principal care trebuie să miroase. Credeam că este cafea. Este ceai? Multifruct. Îl gustăm dimineața cu biscuiți. Deci, fiecare este cu sucul lui. Haideți să ne bucurăm de amintiri frumoase. Haideți. Chiar e delicios. Vă servesc și pe voi. Noi avem.